Bună dimineața, prieteni, un nou zi, un nou vlog. Astăzi e miercuri de dimineață. O să mergem la școală. Astăzi am zi de atelier. Eu normal fac școală o săptămână, da, una nu. Săptămâna asta normal nu fac școală, normal să faci online, dar miercuria din cauza că facem la atelier, trebuie să mergem la școală. Așa că am spus că astăzi să vă iau să facem așa un mic daily vlog. Și e ora 7 și 10 de dimineață, ne-am urcat în mașină să mergem la școală și ne pregătim, ce să mai zicem. Alungată în pustia care arde, sufletul plin de durere și amar, când un înger din cerească bun, prieteni, am ajuns și la școală. Să vă spun așa scurt ceva despre școală la mine. E o școală bazată pe electrotehnică. Astăzi o să vă arăt și din atelier cum ce facem, cum lucrăm aici. E o școală care se bazează foarte mult pe electrică, după cum am spus. Ceea ce mie place foarte mult. Oricum o să vă arăt din vlogul ăsta și ce facem noi la electrică. Bun, prieteni, și cam așa ceva o facem noi aici. Pac. Plan. Peste aia. Cam așa ceva facem noi. Aici avem o doză. Încă o doză. Aici vine un întrerupător, o lampă, un bec, aici vine iar o lampă și aici vine un întrerupător și o priză. Deci bun, asta o să punem transpanul și să ne apucăm de treabă. Bun, prieteni, am terminat. Ia uitați aici. Priză. Aici vine băgat o lampă, tot așa mai departe. Bun, prieteni, am terminat și școala, e ora 3:30, acum am ieșit de la ore, am terminat-o. Am terminat de făcut, cred că ați văzut, nu știu exact, mai știu dacă am filmat sau nu. Azi a fost profesor un pic mai rău, așa că ne vedem de pe drum. Bun, prieteni, am ajuns acasă, ne-am pus să mâncăm astăzi. E meniu pastei, avem macaroni cu carne și m-am apucat să mănânc și am zis, mă, trebuie să filmez, să arăt că am ieșit acasă. Și apoi mâncăm pe aici așa și vedem ce facem mai departe. Bun, prieteni, am și mâncat. Acum o să mergem să ducem niște invitații pentru ziua de sâmbătă. Sâmbătă la noi la biserică e o întâlnire pentru familie. Și vreau să mergem să dăm la cineva niște invitații. Și am zis să vă luăm și pe voi cu noi. Nu mai aici la noi în dating, am luat și chitara că din după a trebuit să neagă la ora de copii. Și ea săraca e s-o accidentat. Mă văd bine, Deni, nu? Da. Bine, așa mai în față. Te cum cu spatele. Na, bun. Așa, și Deni săraca s-a accidentat, i-a fugit rotula la picior și nu poate să care. Și car eu. Hai, merg mai repede. Dacă nu văd de spate. Ei, merg drept. Așa, și am zis că dacă tot mere până când începe ora de... Ia-o-mi așa. Așa, și merg drept. Bun. Deci, acum o să băgăm chitara în portbagaj. Deni, poți să stai pe loc aici acum. Ok. Bun. Uite așa. Poți să te urci sus. Opresc? Nu, poți să lasă miară. Ok. Lasă să miară. Eu pe ceva n-am filmat mult. Am filmat puțin de tot. Așa, ne uităm în mașină. Trebuie să poți să împic măștile. Da, da, da. Hai. Te împic să-mi pungeți piciorul. Așa. Bun, prieteni, ne-am urcat în mașină și punem este aici. O să-ți opui, Deni.
Aha. Las-o așa. Ține asta aici. Bun, să mergem. Prima dată mergem la Nina să dăm cartea de copii și invitație, știi? Și după aia mergem mai departe. Știi ce zic? Așa. Și acum plecăm. Deci, după cum am spus, sâmbătă, la noi la biserică se face o întrunire de familii. Și am făcut câteva invitații. Poți să arezi, Deni, și invitațiile. Am făcut niște invitații. Ce? Care trebuie să le dăm. Și așa. Trebuie să mergem acum să le ducem. Mergem la câteva familii de aici, de la noi, din Dettingen. Și ce să mai zicem altceva decât că imediat, uite, acum ajungem la prima familie. Trebuie să ajungem aici la ei. Și da, se face o întrunire pentru familie la biserică sâmbătă de la ora 6, parcă scrie. Da, 6. Da, de la ora 6. Și acum trebuie să le împărțim. Bun. Ia uitați, acum am ajuns aici la o familie, se vede casa. Ia să vedem dacă pot să mă parchez aici afară. Da, uite aici așa o să mă parchez. Deci tu poți să stai aici așa, n-ai loc să te mai dai jos. Ok. Așa, nu mă pic să mă parchez aici. Bun. Să dai din cartea. Opa, aici. Și mă duc. Nu, hai, te opresc, bine? Pe ce să filmez? O să filmez și vorbim. De acolo acum îmi ies la ajuță. Acum vine imediat. Mă sună la ușă, am văzut. Acum să vedem. Lăsă-te, ai uitat invitațiile. Ce? Ai uitat invitațiile. I-am dat. I-ai dat, ok. Dar cum să ne... I-am dat. Te las cu tine la ora de copii să viu cu mine mai departe. Eu și eu cu tine. Hai, să merem. Așa, bun, mergem mai departe, la următoarea familie. Avea treabă tantii acolo și nu am vorbit mult, i-am dat invitația, i-am zis pentru ce. Și acum mergem mai departe. Te vezi și eu cu tine. Da. Bine, cu ce? Aia dată să plece, mergi aștia din față. Să dăm prioritate ce să-i facem. Ia, uitați așa. Să face treaba. Uite-o peluța. Uh-huh. Ce s-o modelite? Să tot făcea așa. Asta e. Ia uitați acum, ajungem aici. Uite-l și pe Fabio. Că trăiți. Fabio și el pe aici. E fratele lui... fata lui Fabiola, Fabiola și cu Fabio și adăuiesc doi frați. Cred că e acasă și Olimpia. A, uite ce și-a rămas în mașină. Da. Vă să pun pe pauză. Bun, prieteni, am dat și invitația asta la altă. Acum o să duc pe Deni la ora de copii. Așa că ne mai filmează Deni de pe drum. Așa, se întreabă mașină. No.
Bun, prieteni, am ajuns și cu Deni aici la ora de copii, la sora noastră unde se ține acasă ora de copii. Deni, poți să dai jos? Stai că pun-o pe pauză. Bun. Stai că ți-o duc eu sus. Na, hai. Nicos. N-are nimic, că dacă am lăsat-o aici așa o secundă, o țiră. Hai, hai. Deci nu poți să îmbrăte de... Acum? Poți să pui Deni pe pauză. Prieteni, acum ai mea tot să punem pe pauză, stai un pic, Deni. Că Deni merge la ora de copii, eu mă duc acasă și ne mai auzim mai târziu. No. Hai. Opresc? Poți să pui, da, pe pauză. Așa, bun, prieteni, am lăsat-o și pe Deni. Acum o să mă vedeți așa pentru că v-am pus în fața la kilometraj, nu un pic ca să aranje, așa, cât de cât e mai bine. Și acum o să vedeți cum se mișcă volanul. Ia uitați așa, se mișcă volanul. Bun, deci am lăsat-o pe Deni. Și acum mă duc spre casă. Mai târziu pot merge la o plimbare, vedem. Oricum, fiți geană, stați aceea pe vlog, că poate să vedem ce mai facem când vine Deni de la ora de copii. Deni la ora de copii face ea ora de copii cu o femeie de la noi din biserică. Ea e acolo cu cântările, ea cântă la chitară și de aia e acolo, plus ea se ocupă cu învățatul la un verset în fiecare săptămână pentru copii. Deci copiii învață în fiecare săptămână câte un verset din Biblie pe de rost. Așa. Acum dimineața ajungem acasă. Trebuie să iau prin spate pe la casă. Ați așa o țură. Ia uitați așa să mă fac să mă vedeți. Trebuie să o luăm prin spate pe la casă. O să vedeți mai mult volanul. Dar trebuie să iau un suport de la de telefon. Pentru că eu aici așa în mașină nu ne-am pus că am Bluetooth și nu m-am gândit că na, o să fie așa de important. De exemplu, când vreau să mă duc undeva, am navi, am navigație și în mașină, am și GPS, deci nu e o problemă treaba asta, că am zis nu are de ce să-mi iau așa ceva, dar de când cu vlogul acum am văzut că câteodată mai pot să filmez și așa. Și acum am ajuns să ajungem acasă, că am venit prin spate pe la casă să pot să mă bag în locul de parcare de unde am plecat. Așa că acum înaintăm, mergem înainte. Ia uitați. Adică, ia uitați, dar voi n-aveți cum să vedeți. Voi mă vedeți numai pe mine aici. Facem dreapta, numai un pic, e o nenea care, așa, am dat un pic cu spatele, așa, și acum să ne parcăm aici, facem o parcare, să vedem. Când i-a luat cineva locul de parcare, sunt mai în spate acum, dar cam strâng aici. Am stai, ce să facem, ne băgăm, așa, și un pic mai în spate, așa, hop.
Atât. Bun, prieteni, am ajuns și acasă. Stați așa, că acum vă iau de aici. Gata. Așa. Ia să vă arăt și vouă ce... Să vă arăt și vouă ce... Cum arată o invitație. Am făcut-o mai repede, așa. Nu am stat tremul aia să mă chinui. Cam așa arată. Deci, vedeți. Bun, m-am parcat aici și acum mă duc în casă. Bun, prieteni, mai trebuie să mai ducem la încă două familii, că celelalte stau un pic mai departe. Adică tot aici am de dingând, dar nu am avut așa de multe cu mine, am venit să mă iau. Și acum mă duc mai departe să văd. Să văd să mai iau, să văd să duc la încă două familii, încă două invitații. Sunt în trafic, singur în mașină și cam nu e voie să filmez așa, da. Cred că tot e mai bine așa decât din față, de pe, din față de la vitezometru, unde vedeați mai mult din volan. Întâlnirea asta o să fie o întâlnire, așa cum să zic eu, foarte specială, o să aibă de învățat și oamenii mari și copiii, tot ce ține de familie. O să fie o întâlnire, poate o să fie vlog, nu știu, o să încerc să fac și live ceva. Văd cum merge treaba și stați așa că acum pe pauză că răsună tata. Bun, prieteni, am terminat încă o zi de vlog, n-am mai făcut nimica astăzi. Ce să mai zicem, azi a fost o zi așa mai cu nimic, mai plictisitoare, dar ce să facem, o zi mai plină, una e mai puțin plină, ce să facem, asta e. Sperăm că v-a plăcut ceea ce am făcut și dacă sunteți din zona de aici, de la noi, și vreți să veniți din zona Stuttgart, Dettingen, Unterteck, și vreți să veniți la întrunirea de familii, vă așteptăm cu cel mai mare drag. Cine vrea să vie să afle adresa, puteți să găsiți link-ul de la Facebook-ul nostru în descriere. Și puteți să intrați pe Facebook și să scrieți cine vrea să vie, să vă dau adresa. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, un comentariu. Să lăsați în comentarii cine ar vrea să vie. Și ce să mai zicem, dacă vreți să știți adresa tot, ca să fie mai ușor, ne puteți scrie pe privat, pe Messenger sau pe Facebook. Și în comentarii cine vrea, iar pot să zic că... Așa că aici se termină vlogul din ziua de astăzi și până pe data viitoare. Pa, pa!